Informație de breaking news și începem cu ea știrile zilei. Anchetă de corupție de 1 miliard de euro pentru vaccinurile cumpărate în pandemia de COVID-19 în țara noastră. Anchetatorii DNA vor să-l urmărească penal pe premierul de la acea vreme, Florin Cățu, și pe foștii miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Unde va ajunge dosarul acesta, dar și toate detaliile, ni le reamintim alături de Andreea Georgescu, jurnalist Digi24, pentru că ea știe toate datele și Emma Stoica este și alături de noi pentru că sunt deja reacții politice. Andreea, mai întâi cu tine, hai să explicăm puțin ce spun anchetatorii. Anchetatorii formulează acuzații de abuz în serviciu, respectiv complicitate la această infracțiune, în dosarul care va ajunge în primă fază pe masa președintelui României și pe masa senatorilor. De ce? Vorbim despre trei foști membri ai executivului bănuiți de DNA că au încălcat legea în exercitarea funcției de membru al guvernului, respectiv șef al cabinetului, în privința lui Florin Cîțu. Drept urmare, legea răspunderii ministeriale îi obligă pe procurori ca înainte de a putea începe urmărirea penală, de a-i chema la audieri, să solicite avize pentru a le ridica imunitatea. Pentru Florin Cîțu, care acum este senator, era la momentul săvârșirii presupusei fapte premier al României, avizul trebuie cerut de la președintele de la Senat. Senatorii vor vota după ce îl vor audia în comisia juridică și așa mai departe. În privința celor doi foști miniștri ai sănătății, care sunt acuzați de DNA de abuz în serviciu, solicitarea de aviz va fi analizată de președintele României. Ei nu sunt membri ai Parlamentului României, nu erau nici la momentul când ocupau funcția de ministru al sănătății în perioada pandemiei de COVID-19. Drept urmare, președintele României se va pronunța pe cererea de ridicare a avizului în primă instanță. Legea spune că nu ar trebui analizate pe fond acuzațiile aduse de cei de la DNA, ci dacă sunt întrunite condițiile legale, dacă sunt probe în dosar, dacă cei de la DNA au respectat pașii înainte de a face această cerere. Hai să-ți reții ideea, te rog frumos, pentru că spuneam Emma Stoica este alături de noi și vine și cu prima reacție politică. Emma, despre ce este vorba? Vedem prima reacție venită din partea Partidului Social Democrat, partidul care în toată perioada în care Florin Cîțu împreună cu ministrul Sănătății de la acea vreme, Ioana Mihăilă, fie Vlad Voiculescu, a criticat decizia de a lua mai multe doze de vaccin decât erau necesare, spuneau la acea vreme socialdemocrații, iar în postarea pe care o vedem acum, citez, spun cei din partid, 1 miliard de euro a fost costul plătit de români în plină pandemie pentru milioane de doze de vaccin inutile cumpărate de acești infractori. Am încheiat citatul. Este clar o trimitere directă către cei trei despre care vorbea și Andreea puțin mai devreme, despre care fac mențiune și cei de la Partidul Social-Democrat în această postare. Iar mai departe vedem că este centrat mesajul Partidului Social-Democrat direct către Florin Cîțu, cel care la vremea respectivă era premier și despre care spune PSD că acesta a furat, am încheiat citatul, în momentul în care a decis să încheie acele contracte prin guvern pentru a cumpăra dozele de vaccin. Vă reamintesc faptul că Partidul Social-Democrat, lideri importanți din partid, atât Marcel Ciolacu, cât și alți lideri de-a lungul anilor, de-a lungul lunilor, au spus de mai multe ori și au criticat decizia de la acea vreme a guvernului de a decide să cumpere mai multe doze de vaccin, deși știm explicația venită dinspre guvern la momentul respectiv, ar fi fost o înțelegere cu Comisia Europeană, însă acele critici au existat de-a lungul timpului și acum vedem că vin din nou după această decizie a DNA de a începe urmărirea penală. Emma, mulțumim tare mult. Revenind la Andreea. Andreea, hai să explicăm pentru fiecare în parte, că am făcut o trecere în revistă pentru dosar, dar hai să luăm pe rând. Florin Cîțu, Ioana Mihăilă și Vlad Voiculescu, exact fiecare în parte ce acuzații primește. Florin Cîțu, și o singură mențiune mai vreau să fac, încercăm reacții la cei trei. Sigur, încercăm reacții, așa cum este și normal. Florin Cîțu este acuzat de două fapte de complicitate la abuz în serviciu, în timp ce cei doi foști ministri ai sănătății au în dreptul lor
lor suspiciuni de abuz în serviciu. De ce acuzația pentru miniștri pare mai serioasă decât cea pentru premier? Spun cei de la DNA că cei doi miniștri ai sănătății care au ocupat succesiv această funcție sunt cei care au propus și și-au pus semnătura pe propunerile de suplimentare a achizițiilor de doze de vaccin, deși în realitate ele nu erau necesare, iar Florin Câțu, în calitate de premier al României, a fost de acord, a contrasemnat, a validat în ședințele de guvern în care s-a discutat subiectul aceste solicitări venite din partea Ministerului Sănătății. Concret, ce spun cei de la Direcția Națională Anticorupție? Ne amintim momentele critice ale pandemiei de COVID-19, vara anului 2020, când deja se întrezărea existența unui vaccin către finalul acelui an și atunci Comisia Europeană a decis să facă o achiziție centralizată care să meargă apoi în fiecare dintre statele membre. Pentru România s-a decis inițial achiziția aproximativ 30 de milioane de doze. 37 de milioane de doze, așa este, în funcție de populația care era eligibilă pentru vaccinare. Ne amintim, nu toată lumea făcea vaccin, cred că peste vârsta de 18 ani, ulterior pentru anumite tipuri peste vârsta de 16 ani. Bun, 37 de milioane de doze, numai că în anul următor, spun cei de la DNA, fără să existe o motivație, guvernul ar fi decis să suplimenteze cu încă 50 de milioane de doze care nu erau în realitate necesare. Spun cei de la DNA că dozele inițiale erau suficiente ca să vaccinezi nu 10 milioane de oameni cât ar fi fost eligibil numărul maxim, pentru că vaccinarea nu era obligatorie, nu este obligatorie, ci ar fi fost necesară pentru a vaccina 23 de milioane de oameni numai cu dozele inițiale. Drept urmare, au fi fost achiziționate peste 50 de milioane de doze în plus, iar costurile importante, peste 1 miliard de euro, e cam, dacă ar fi ca aceste fapte să se confirme, ar fi unul dintre dosarele cu cel mai mare prejudiciu instrumentat iar în ultimii ani de cei de la DNA. Dozele 52, cele luate suplimentar, de fapt, în cele din urmă, că aici este discuția de fond, sunt inutile, adică au fost inutile. Au fost inutile și cred că vă amintiți că termenul de în care putea fi de valabilitate era destul de scurt, cam 6 luni de la momentul achiziției, dacă mi-amintesc bine, și din momentul deschiderii câteva ore. Drept urmare, trebuiau folosite foarte rapid dozele respective, așa că drept urmare, o doză care a fost cumpărată în vara lui 2021, când spun cei de la DNA că ar fi început achiziția ilegală, în momentul ăsta a expirat deja de vreo 4 ori. Drept urmare, bani aruncați pe geam, cel puțin asta este acuzația celor de la DNA. Îmi amintesc că s-a discutat foarte mult despre această achiziție și au fost multe voci, în special din spectrul politic, care au acuzat o cheltuială absolut inutilă, pe bani mulți din bugetul statului, pentru achiziția suplimentară de vaccinuri COVID-19 și sesizări penale. Iată, după aproape 2 ani de la momentul respectiv, vedem un pas înainte în această anchetă și, desigur, că solicitarea venită din partea DNA de ridicarea imunității unui fost premier, de ridicarea imunității a 2 foști miniștri a sănătății, pare a fi un semn că cel puțin o parte din acuzațiile lansate, în primul rând la nivel politic, par să se confirme și că sunt probe legate de o achiziție făcută abuziv cu încălcarea legii. Ce-ar urma dacă merge acest dosar mai departe, cum a explicat mai devreme? Adică dacă sunt toate confirmările, după aia dosarul ajunge, cum spuneai, la Senat și ce urmează, de fapt? Bun, avizele pentru ridicarea imunității în fiecare caz în parte sunt obligatorii pentru continuarea anchetei. Dacă în privința lui Florin Câțu, să spunem, e doar un exemplu, Senatul spune nu aprobăm solicitarea de ridicare a imunității, atunci cei de la DNA nu îl pot ancheta pe fostul premier Florin Câțu. Ar putea cel mult să-l cheme, eu știu, să-l audieze în calitate de martor, la fel și în cazul celor doi foști miniștri al sănătății, pentru care răspunsul este așteptat din partea președintelui României. Dacă avizul este unul negativ, nu se poate merge mai departe. Apoi, să spunem că suntem în ipoteza unor avize pozitive, un răspuns da pentru ridicarea imunității. Cei de la DNA îi pot chema pe cei trei, îi pot pune sub acuzare, pot dobândi calitatea de suspect, ulterior eventual de inculpat, s-ar putea ajunge la o trimitere în judecată. Nu înseamnă obligatoriu că se va întâmpla acest lucru, desigur, am văzut cazuri în care, inclusiv la nivel înalt, cu foști demnitari ai statului român, care au fost puși sub acuzare, dar care la finalul, până la finalul anchetei au reușit să aducă suficiente probe pe masa anchetatorilor ca să le infirme acuzațiile și să vedem o clasare. E clar că dacă am văzut o anchetă deschisă în urmă cu aproape
2 ani. E clar că și de aici încolo, până la un răspuns, cel puțin în faza urmăririi penale, ar mai putea dura ceva. Vorbim cu siguranță de un caz complex. Au mai fost astfel de suspiciuni legate de achizițiile făcute în timpul pandemiei de COVID-19 pentru vaccinuri anticovid, inclusiv la nivel mai înalt de Guvernul României și la nivelul Comisiei Europene. S-a făcut, s-a deschis la un moment dat o anchetă instrumentată de autoritățile europene legate de modul în care s-au făcut achizițiile pentru toate statele, vă reamintesc, în sistem centralizat prin intermediul Comisiei Europene. Andreea, mulțumim tare mult, urmărim subiectul, așteptăm și reacții. Vă reamintesc faptul că încercăm de altfel să luăm reacții de la cei trei menționați deja și implicați în acest dosar, Florin Câțu, Ioana Mihailă și Vlad Voiculescu. Ne întoarcem la subiect.